Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen. Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Am reușit, s-a întâmplat. Am terminat swap-urile acum 10 minute, un sfert de oră. Am reușit de am terminat swap-urile. Am făcut toate obiectivele, am făcut Squad Battles, am făcut One Nation, am făcut One League, am făcut tot ce trebuia și acum vom alege ultimele două chestii pe această tură de Icon Swap. Am vrut la început să-l iau pe Hagi, recunosc, am vrut, însă de dragul nostru și de dragul episodului și de dragul vizualizărilor, sper să facem multe vizualizări, să fim celebri, vom alege următoarea chestie, următoarele chestii. Alegem pack-ul cu 25 de jucători 83 plus și un base icon pack. Haideți să facem, să vedem ce primim, ce primim. Deschidem mai întâi pachetul acesta. Băi, pachetul ăsta poate să fie OP sau poate să fie fail total. Vreau să fie OP. Vreau să fie OP și l-am deschis. Hai, arată-mi că poți. Dă-mi un walkout. Este walkout? Ok. Neuer, 89. Un Neuer 89 și se mai pot afla chestii în spate. Nu-i rău pentru 83 plus. Am văzut și mai buni, am văzut clar și mai buni, am văzut clar și mai buni. Însă, hai să nu ne plângem. 89 Neuer gratis este ok. Plus, ce mai avem? Dybala, Firmino, Gomez, Thiago, Parheos, Ječi, Nabri, Skriniar, Icardi, Marquinhos și Onana. Avem prima pagină cu 84 plus. E ok. Jucători de SBC, jucători pentru un probabil viitor Prime Moments Icon SBC. Îl așteptăm și îl vrem. Și acum momentul, minunatul, excepționalul moment, Base Icon Pack. Hai, tăticu, mi-e atât de frică, nici nu știu ce vreau de aici. Ok, walkout. Spania, CB, Hierro, bănesc că e Hierro. N-am ce să fac cu el. Absolut nu am ce să fac cu el. Este bun pentru un viitor Prime Icon Pack. Prime Moments Icon Pack. Nu am ce să fac cu el. Am Varan, am Van Dijk. Nu o să dau nici Varan, nici Van Dijk pentru el. Din păcate, slab și ca rating 86, nu e ca și cum bubu, e ca și rating. Slab și jucător. Aie, ne-am chinuit multișor. Ne-am chinuit multișor, dar asta este. EA Sports, atâta poate, atâta ne oferă. Hierro 8 Token Base Icon Pack. Poate aș fi putut altfel să gestionez. Însă, sunt mulțumit de faptul că am primit tura trecută, în pack-urile din tura trecută, cât de cât ok, dacă e să țin minte, nu știu sigur, iar pe un SBC anterior de Icon l-am primit pe SN. Aș fi vrut ceva acolo în locul lui SN, ceva mai bun la CM, însă ne descurcăm în continuare momentan cu ce avem. Bineînțeles, deja aștept următoarea tură de Icon Swap și aș vrea să mai muncesc, să mai grindui încă o dată pe atât. Aștept cu mare entuziasm SBC-ul pentru Icon Moments.
chiar aștept acel SBC. Sper să se bage cât mai repede. Probabil o să se bage după Totti. E ok. Nu sunt atât de supărat. Se putea mai bine. Dar nu sunt atât de supărat. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like sau pe butonul de subscribe dacă încă nu ați făcut-o. Pe mine mă puteți găsi și pe Instagram. Haideți acolo, dați-mi un follow. Și până data viitoare nu uitați. Jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Butoman, da tu, ești butoman. Butoman, da tu, ești butoman. Butoman, da tu, ești butoman. Butoman, da butoman.